Nu mi-am planificat să filmez astăzi în Timișoara, dar sunt aici. Povestea pe scurt, am primit un telefon, Răducu, mă duci până la Timișoara, eu cum am făcut Bolt, sigur că da, hai, ne-am înțeles la bani, am plecat. Și asta ar fi o prostie din partea mea să ratez să mănânc ceva din Timișoara, că nu vin în fiecare zi. Așa că am dat rapid un Google, cea mai bună șaorma în Timișoara, scurt. Și mi-o dat să vin la Usta Doner, care nu mă întrebați unde am plasat, că habar ram, am venit cu Waze-ul. Bă, băiat, zice, era înăuntru. 4 rotisoare de carne care merg în același timp și 8 oameni. Am dat Google cea mai bună șaorma din Timișoara și ei au avut cel mai bun raport ca număr de reviews și notă. 4,5 nota, 1500 de review-uri. Și mi-am luat de la ei o șaorma mixt mare la prețul de 26 de lei, fraților. 26 de lei, nu, bă, e mare, e mix, e... prețul e bun. Și șaorma e mare și, fraților, e grea. E grea. Partea proastă e că n-am tava la mine și cred că o să mă murdăresc. Și nu-s numai alb îmbrăcat. Nu știu, honestly, mi-au pus vreo 3 sau 4 sosuri. Văd sos portocaliu, văd sos galben, văd sos alb. Legumele acum clasic, castraveți murați, salată verde, ceapă, cartofi, bineînțeles, și carne. No, hai! Prima mențiune, ăștia nu știu ce înseamnă ușor picant. Nu. A doua mențiune, fraților, vai de aia mea. Top. Top. Carnea, sosurile, legumele fresh, tot, bă. Top. Acum parcă mi-e un pic ciudă că nu mi-am luat kebabul la pâinică, că am văzut că ei fac pâinicile aici. Dar cine știe, poate mai trec prin Timișoara. Româna pentru masă, o șaorma top și în stilul caracteristic, hell yeah, Răducu vă recomandă, poftă bună!